Următoarea operațiune este prin acest locaș unde a fost axul introdus. Banda de frânare la ambele capete este prinsă cu două bolțuri pe cama ce le acționează. Pentru a scoate banda afară, prin acest locaș, prin acest orificiu, trebuie să luăm un șurubetic 6, prin acest locaș îl vom înfileta în bolțul de fixare a benzii și îl extragem afară. Acesta este bolțul de fixare a benzii de frânare pe camă. Pe urmă, mai avem un bolț la celălalt capet. Trebuie să scoatem și acest bolț. Un pic mai complicat. Aici este bolțul. Introducem șurubul. Blocată, înforțează acum am forțat banda un pic în afară și extragem al doilea bolț. Acest bolț, cum am spus, are filet într-un capăt pentru a putea fi extras afară. Acum urmează să dăm centura afară. Scoatem cama din centură. I-am scos capul de la centură afară și urmă îl rotim puțin în sus și am scos banda afară. Aceasta este cama ce este acționată de această pârghie. Aici este fixat șurubul. Avem banda de frânare. Aici avem placa ce au fost niturile forfecate de la banda de frânare. Este plină de ulei. Frână, în momentul când avem ulei în interiorul frânei, nu mai prinde. E ineficientă.